Într-o atmosferă plină de tensiune și pasiune pentru sport, drobeta Turnu Severin a găzduit în acest sfârșit de săptămână unul dintre cele mai prestigioase evenimente din lumea tenisului de masă, concursul național Trofeul Drobeta. Cu o colaborare exemplară între autoritățile locale și comunitatea sportivă, Primăria Drobeta Turnu Severin a fost partenerul principal al concursului național Trofeul Drobeta, un eveniment de mare prestigiu. Într-un weekend plin de activități și evenimente, Drobeta Turnu Severin a fost gazda concursului național Trofeul Drobeta, aducând în centrul atenției pasionații de tenis de masă din întreaga țară. Trofeul Drobeta a reprezentat unul dintre punctele de atracție ale acestui weekend animat, atrăgând atât jucătorii experimentați, cât și entuziaști ai acestui sport din toate colțurile țării. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul activ al Primăriei Drobeta Turnu Severin și a edilului Marius Creciu, care a asigurat condiții optime pentru desfășurarea concursului și a contribuit la promovarea acestuia în rândul comunității locale și naționale. E o competiție susținută de Primăria Drobeta Turnu Severin, o competiție și în cadrul zilelor orașului, zona de sport. Ne bucurăm să avem aici oaspeți din toată țara, ne bucurăm, putem să ajutăm copiii să facă sport, este extrem de important și o spun de fiecare dată, să poată copiii noștri să facă sport, nu să stea în fața televizorului, nu în fața calculatorului. După cum ați văzut, dumneavoastră a fost mult entuziasm, multă bucurie, copii de toate vârstele, de la clasa 5-a la clasa 12-a. Eu le urez succes celor care vor să facă performanță sportivă, iar celor care fac sport doar de plăcere, îi încurajez din tot sufletul. Sportul este un fenomen care ajută enorm de mult, creează caractere, ajută din punct de vedere social, fizic. Le urez succes și la mulți ani de zilele orașului. Organizatorii evenimentului s-au pregătit temeinic pentru a asigura condiții optime de desfășurare a concursului, oferind facilități moderne pentru ca jucătorii să-și poată demonstra abilitățile la cel mai înalt nivel. E final de competiție, concurs național Trofeul Drobeta, concurs cuprins în calendarul Ministerului Educației Naționale, cu finanțare de la Ministerul Educației Naționale și cu un sprijin deosebit din partea Primăriei Drobeta Turnu Severin, care susține activitatea sportivă. Pe noi, tenisul de masă ne-a sprijinit tot timpul și din ce am observat de la colegi, de la elevi, din țară, toți au fost foarte bucuroși, foarte mulțumiți, le-a plăcut orașul nostru, sunt încântați, doritor să vină și la anul la această frumoasă competiție. Fiecare participant a adus cu el o poveste și un stil de joc unic, adăugând o notă distinctivă competiției. De la jucătorii cu tehnici și strategii clasice la cei cu abordări inovatoare și neașteptate, concurența a fost acerbă și plină de surprize. Am obținut locul întâi la categoria claselor 11-12 și bineînțeles că de fiecare dată, la fiecare concurs unde am participat, m-am simțit extraordinar. Trofeul Drobeta nu este doar un eveniment sportiv, ci și un prilej de promovare a pasiunii pentru tenisul de masă și de încurajarea tinerilor să practice un stil de viață sănătos și activ prin sport. Prin organizarea acestui concurs național, Drobeta Turnu Severin reafirmă poziția sa ca un centru al sportului și al competiției în țară și își propune să ofere o experiență memorabilă atât pentru participanți cât și pentru spectatori.